Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cataracta este situată pe locul al doilea ca motiv de scădere a vederii urmată de glaucom, degenerescența maculară legată de vârstă și retinopatia diabetică. Despre această afecțiune a ochiului aflăm mai multe astăzi de la invitatul meu, care are o foarte vastă experiență profesională și este unul dintre cei mai buni oftalmologi din România, domnul conferențiar dr. Mircea Filip, medic primar oftalmolog și președintele Societății Române de Oftalmologie. Vă salut cu mult drag și vă mulțumesc pentru că ați mai păstrat puțină energie și pentru interviul acesta. Și eu vă mulțumesc și mă bucur că n-am mai vorbit de mult, n-am mai fost de mult la Speranța TV, dar îmi face mare plăcere să revin. Mă bucur că am fost pe fază și că v-am ostoit poate dorul acesta. Cine știe? Se poate, da. Domnule doctor, vorbim astăzi despre cataractă și pentru început poate că ar fi bine să definim această boală. Ce se întâmplă când un om are cataractă? Ce este cataracta? Ochiul uman este cel mai performant aparat de fotografiat sau video din tot ce există în lumea asta. El are un sistem de lentile. Oricare din sistemul ăsta de lentile se strică, se produce scăderea de vedere. Cataracta apare la o lentilă care se numește cristalin. Ea este în interiorul ochiului, nu se vede, este perfect transparentă și ea, în momentul când nu mai este perfect transparentă, înseamnă debut de cataractă. Asta înseamnă că pacientul simte ceva, că se întâmplă, și mulți dintre ei vin la medic să vadă ce s-a întâmplat cu vederea lor. Sigur că asta nu se întâmplă în tinerețe, rare ori se întâmplă în tinerețe. Asta voiam să mă întreb, dar la ce vârstă apare această boală și dacă vreodată apare și în copilărie, poate, sau în tinerețe? Sigur că da. La orice vârstă poate să apară, poate apărea cataractă congenitală și la un nou născut. Asta este fără discuție, unde lucrurile sunt mult mai greu de rezolvat. Dar noi nu vorbim astăzi de cazuri particulare. Exact. Cred că nu este chiar așa de important. Acum este important să vorbim despre marea masă a oamenilor care pot dezvolta cataractă. Și care sunt aceia? În general, la vârsta de 65 de ani, cam toți oamenii, 50% dintre oameni au cataractă. Sigur că unii mai devreme, alții mai târziu. Și în momentul chirurgical este, deci vorbesc de Mirel, de momentul chirurgical. Operația de cataractă este singura care poate rezolva această scădere a vederii, adică operație de cataractă. Imediat vorbim despre operație și despre tratament. Voiam să știu care sunt simptomele care ne anunță că urmează cataracta și dacă putem cumva să facem ceva înainte ca această boală să se instaleze, poate că putem să prevenim. Da, prevenția este un lucru foarte bun, dar cum vârsta nu iartă pe nimeni, mare lucru această prevenție nu putem avea. Ce putem face? De exemplu, oamenii care locuiesc în condiții de deșert, trebuie să aibă ochelari de soare. În condiții de deșert, în condiții de raze ultraviolete multe. În general, oamenii care lucrează în zona tropicală, care trăiesc în zona tropicală, fac foarte frecvent cataractă și foarte devreme. La acestea, în afară de ochelari de soare, nu există ceva să fie util pentru dezvoltarea, pentru oprirea cataractei. Alți oameni care au anumite boli, la care ne așteptăm și știm că vor face cataractă sau prevedem că vor face cataractă. De exemplu, un pacient care are diabet, acesta poate să facă cataractă mai devreme decât un om obișnuit, care nu are diabet. Apoi, sunt anumite boli care se tratează cu cortizon. Acesta e tratament. Dacă tratamentul acesta se instalează și durează multe luni, de exemplu, una din complicații este cataracta care apare la acest pacient. Poate să apară la acest pacient. Poate să apară la un ochi, poate să apară la amândoi ochii. Nu se știe, asta este un lucru care se urmărește. Cum descoperim că avem cataractă? Există o expresie pe care am mai auzit-o, bucuria de scurtă durată. Ce este asta? Da. Suntem foarte atenți la ce ni se întâmplă, da? Și la un moment dat constatăm că, de exemplu, un om are ochelari de distanță. Cum este subsemnatul?
Da? Are ochelari de distanță. La un moment dat poate să constate că acești ochelari nu mai sunt necesari. Că vede la fel de bine și cu ochelari și fără, la distanță. Apoi, alți oameni, pe măsură ce boala... Deci asta înseamnă că s-a instalat cataracta. La un moment dat constată că nu mai are nici nevoie nici de ochelari de citit. Și atunci bucuria este și mai mare. Dom'le, întineresc, ceva se întâmplă, sunt tineresc. Am mâncat ceva sănătos. Da, asta este o bucurie foarte mare, care e de scurtă durată. Adică la un moment dat, dai seama că nu mai văd nici la distanță, nu mai văd nici la aproape, și atunci trebuie să faci ceva pentru ca să poți să rezolvi această problemă. Sunt oameni activi, sunt oameni șoferi, sunt profesori, sunt medici care trebuie să opereze. Tot în această situație au nevoie de o evaluare și de un tratament corespunzător situației care se găsesc. Și atunci omul acesta trebuie să se prezinte la medic. Omul acesta trebuie să se prezinte la medic și odată ce este diagnosticat cu cataractă, următorul pas care este? Urmărire. Nu este operația imediat prescrisă? Nu, depinde, sigur. Sunt situații și când. Dar, în general, urmărire. Și atunci îi spunem pacientului respectiv, îl ajutăm, de exemplu, cu un ochelar. Sau el îmi spune, dom'le, eu știu că am cataractă, dar încă nu am un nevoie așa de mare de vedere, în sensul vederii perfecte, încât să trebuiască să ia o decizie. Am vedere 90%, deci în loc de 100%, are vedere 90% la fiecare dintre ochi. În situația asta poate conduce mașina, poate vedea la televizor cu sau fără ochelari, poate să-și desfășoare activitățile obișnuite, munca pe care o desfășoară, este profesor, poate citi. Este totul în mare, în regulă. Cât de repede se poate deteriora sau cât de repede poate să cuprindă cataracta ochiul? De obicei, luni. Sau ani, luni sau ani. La 65 de ani, vine la mine pacientul și îi spun, dom'le, aveți început de cataractă. Sigur că e o dramă. Poate fi pentru mulți o dramă. Alții spun așa, dom'le, eu sunt bine, nu neapărat trebuie să fac ceva, ce părere aveți, domnul doctor? Și eu îi spun asta, ce v-am spus mai devreme. Dom'le, cred că la momentul actual ai pot să mai aștepți, controlul este la 6 luni, da? Vine la 6 luni, sau îi spun la 6 luni sau mai devreme, în funcție de ce se întâmplă, pentru că uneori se produce o agravare a simptomelor, o scădere a vederii, încât ne liniștește omul și atunci el vine mai devreme pentru a vedea ce se întâmplă și a vedea ce nevoie are în continuare. Ajungem la partea aceasta complicată, spun eu, a operației. Cât de complicată este totuși operația aceasta și cât este de temut când vine vorba de lumina ochiului? Dom'le, când ai o problemă, da? Tu, pacient, ai o problemă, nu mai văd bine, ce fac? Încep să-l întreb pe domnul Google, ce mă fac, la cine mă duc, trebuie să știu că am cataractă, că a scăzut vederea, sunt nemulțumit, la cine mă duc? Și încep să cauți. Întreb în stânga, în dreapta, prieteni, colegi, familie, unde mă duc? Pentru că nu înseamnă că toți oftalmologii se ocupă de un tratament corect, de un tratament eficient al acestei afecțiuni. Unii dintre oftalmologi se ocupă în special de operația de cataractă, da? Care poate să ajute foarte mult. Adică sunt oameni care sunt operați de cataractă și nu mai știu, au uitat, ceea ce este extraordinar. Sunt oameni care au avut ochelari minus mult, 5, 7, 10, și nu mai au această nevoie de ochelari, pentru că se poate combina această operație de cataractă cu un implant de cristalin artificial. Deci asta se face. Acest lucru se face, implant de cristalin artificial astăzi. Nu se mai face operație de cataractă fără implant în mod normal. Sunt situații când... Deci acesta e tratamentul. Și pacientul vine
se documentează și face această operație. Sigur că operația este o operație. Fiecare este mai mult sau mai puțin frică. De obicei, nu știu dacă este bine ca doctorul tău, la care te-ai hotărât să te facă, să te duci să te trateze, să simtă că ești foarte fricos. Pentru că asta se poate transmite, frica pacientului se transmite și la medic și nu ai, doctorul trebuie să aibă un confort când te operează. Să știi că... Nu am vrea să știm ești... că medicului îi transmitem frică, deși suntem niște fricoși. Sigur, mai ales bărbații. Eu sper să-și țină medicii mai bine frica în ascunsă, astfel încât să ne-o transmită și nouă. Dar vreau să vă spun, asta nu înseamnă că o țin ascunsă, dar nu o au. Am înțeles. Atunci se iau tot felul de măsuri în vederea acestei operații de cataractă. Cum decurge, domnule doctor, cum decurge operația aceasta? Ca să știe toată lumea, ca să ne învingem frica, trebuie să știm cu cine ne luptăm. Da, trebuie să fim. Se fac niște pregătiri. Analize de sânge, pentru că la 65 de ani sau mai încolo mai sunt și alte boli care trebuie tratate, niște afecțiuni colaterale, diabet, tensiune, lucruri de genul ăsta, acestea trebuie compensate și se fac niște analize, investigații oftalmologice, adică poate ca pacientul respectiv să mai aibă și alte lucruri, alte boli, în afară de cataractă, să mai aibă glaucom, să mai aibă retinopatie diabetică, sau astfel de degenerescență maculară. Și atunci aceste investigații care se fac au scopul de a îmi spune mie riscurile pe care le are acest pacient la sfârșit sau ce rezultat aștept eu de la acest pacient, de la această operație. Operația în sine este cu anestezie locală, de obicei, cu o injecție în pleoapă sau nu, depinde de stadiul cataractei. Nu există picături care să fie puse înainte de acea anestezie cu acul? Bineînțeles. Deci nu este traumatizantă anestezia? Netraumatizant este locul în sine, operația în sine. Dom'le, mă operez, ce spuneați dumneavoastră mai devreme, mă operez, este bine, mă operez aici, mă operez în altă parte, implant de cristalin. Implantul pe care îl folosește doctorul este bun sau nu este bun, sau e potrivit sau nepotrivit. Există mai multe tipuri de cristaline, dacă tot vor cristalinuri sau cristaline, că nu mai știu cristaline. Cum se zice. Cristaline artificiale. Există mai multe tipuri, trebuie Sigur. Să știm și în asta. În principal, ele sunt două. Două feluri de cristalin artificial. Un monofocal și multifocal. Monofocal înseamnă că după operația de cataractă, pacientul are ochelari de distanță sau deci și de citit, da? Iar dacă este multifocală, este o operație mai de lux, prin care pacientul vede fără ochelari și la distanță și la aproape pentru restul vieții, dacă nu apar alte complicații oculare. Deci, monofocal sau multifocal. Ce pot să vă spun este că în țara noastră, cristalinele artificiale pe care le folosesc clinicile consacrate și cu experiență, sunt de foarte bună calitate. Deci cu acesta ne dă o siguranță că poate să aibă un rezultat bun. De altă parte, se fac o serie de investigații oftalmologice de care vă spuneam pentru a evalua complet ochiul și a-i spune cu anumită certitudine pacientului că acesta este rezultatul pe care eu îl aștept. Discuția cu pacientul este foarte importantă pentru pacient. Pentru că el trebuie să perceapă actul medical ca un lucru necesar, trebuie să facă această operație acum și nu mai încolo. Și când mă refer mai încolo, mă refer, de exemplu, la pandemie. La pandemie, anul trecut, de exemplu, am întârziat s-a întârziat actul medical chirurgical din cauza pandemiei și au venit după un an. Nu este bine. Deci pentru că dacă trebuie să vii cât mai repede să fii supravegheat sau operat, nu? Fii operat. Pentru că dacă supravegheat, nu ai ce face.
Dar operat trebuie să faci, să faci această operație ca să rezolvi problema pe care o ai în condiții. Cu cât boala este mai veche, operația este mai dificilă, pentru că cristalinul artificial acesta este ca un sâmbure într-o cireașă. Dacă este foarte avansată boala, sâmburele acesta este foarte tare. Operația se face cu ultrasunete. Ultrasunetele sunt și alte metode. Laser, de exemplu, se vorbește despre laser. Dar cu ultrasunete, în mod normal, aceasta este modalitatea de tratament obișnuit. Ultrasunete. Facem această operație, dar dacă boala este foarte avansată, atunci cantitatea de ultrasunete pe care o folosim este mai mare și procesul de vindecare este mai dificil. După operație trebuie să facem mult mai multe tratamente, să recomandăm mult mai multe tratamente, care uneori sunt mai mult sau mai puțin neplăcute, clar că sunt neplăcute. Și atunci trebuie să avem, să respectăm anumite indicații. Dar atunci pandemia a fost un moment dificil pentru toată lumea și mai ales dificil prin faptul că nu se știa ce se va întâmpla sau ce să-i recomandăm pacientului respectiv. Ce urmează? Când urmează? De exemplu, erau pacienți care îmi spuneau în martie anul trecut, când a început toată chestia asta, nu le pierdă că vin peste 2 săptămâni să mă operez și au venit după un an. Spuneți-ne, domnule doctor, despre perioada post-operatorie, după ce se face această operație de cataractă, ce trebuie să... se recuperează ușor pacientul sau trebuie să facă ceva în mod special? Deci pacientul, operația durează în sine minute. Poate să fie 7 minute, 5 minute, 15 minute, în condițiile, depinde de cazul respectiv. Cât de dificilă, cât de avansată este boala sau experiența doctorului sau rapiditatea. Dar nu asta, rapiditatea doctorului. Dar nu asta este important. Dacă trebuie să meargă operația în condiții normale, adică să nu fie incidente, să nu fie probleme legate de anestezie, să nu, dacă îl doare, pacientul devine agitat. Nu? Bun, de obicei, ține și de modalitatea și experiența doctorului. Unii doctori fac tratamente preoperatorii, recomandă tratamente preoperatorii, picături de tot felul. Uneori, de exemplu, dacă pacientul are glaucom, trebuie să pună aceste tratamente. Dacă pacientul are hipertensiune arterială, trebuie să fie tratamentul cu tensiune arterială ca să nu-i crească tensiunea arterială pe masă. Deci asta este pe masa de operație. Aceasta este modalitatea prin care se pregătește pacientul pentru operație. După operație, în general, câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, se pun picături. Și picături, de obicei, tratamentul după operație este cu niște picături. Rare ori se mai adaugă tratament cu pastile sau altfel de tratamente, că nu există altfel de tratamente. Pastile în sau general, picături speciale. În general, recuperarea nu este una atât de dificilă, vreți să spuneți. Nu, nu. Dacă a fost avansată boala, atunci poate să fie mai dificilă. Avem o întrebare de la o telespectatoare care ne urmărește și ne-a trimis întrebarea pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate. Spune doamna Camelia, tatăl meu a suferit de cataractă. Este cumva genetic? Port și eu astfel de... port și eu ochelari la citit, la gătit, la depărtare văd bine. Au trecut 2 ani de la primul control oftalmologic și deja trebuie să merg din nou, așa cum a sfătuit medicul, să-mi dea alți ochelari. E posibil să fac cataractă? Îmi lăcrimează ochii când sunt obosiți. Nu e importantă lăcrimarea, de obicei, da? Faptul că ai ochelari este ceva normal la o anumită vârstă, ochelari la citit, la lucru, la nevoie, la bucătărie și așa mai departe. Poate să facă cataractă, doamna, poate să semene cu mama, să nu facă cataractă, dar acest lucru nu-l știe nimeni. Și acum că a vorbit despre ochelari, da? Că trebuie să ai, are 2 ani și că de când a făcut prescripția, nu înseamnă că neapărat trebuie să se ducă la oftalmolog, că are 2 ani și trebuie să se ducă.
Asta ține de, și de vârstă. După 60 de ani, dacă în general dioptriile sunt mai stabile și diferențele între prescripția de astăzi și prescripția de acum 2 ani nu sunt foarte mari, și atunci avem această posibilitate să mai așteptăm în funcție de nevoi. Nu mă mai ajută, nu mai pot să citesc, nu mai pot să-mi fac treburile de aproape, că în fond acolo este o problemă. Abia atunci mergem la medic. Atunci trebuie să mă duc la medic. Iată și o întrebare interesantă a Simonei Buhoci, pe care o salutăm. Ne întreabă dacă peste câțiva ani, după ce ești operat de cataractă, e posibil să revină boala? Nu. După operația de cataractă, cu cât pacientul este mai tânăr, și eu zic că este tânăr, înseamnă 50 de ani, sub 50 de ani sau pe acolo, cu atât riscul de ceea ce se numește cataractă secundară există, care este o complicație normală a unui om operat de cataractă, adică în spatele cristalinului artificial se formează o pieliță care nu mai permite transparența, vederea bună a pacientului, care era până la apariția acestei pieliți, a fibroză, este o fibroză, și această fibroză nu se mai operează, se tratează cu laser, vine pacientul, se tratează, pleacă acasă, la revedere, nu sunt. Dar există un risc mai mare decât la prima operație? Asta întreabă Simona mai departe. Cum? Dacă există un risc mai mare decât la prima operație? Nu. E aceeași chestie. La fiecare ochi este în legea lui. Nu, deci să meargă cu inima împăcată. Da, sigur. Sunt oameni care s-au operat de cataractă, fac cataractă secundară la un ochi și nici noi, nici nu... E o denumire mai veche, cataractă secundară. Se numește opacifierea capsulei posterioare, ca să nu îl speriem pe pacient. Dom'le, am făcut iar cataractă. N-am făcut. Se numește opacifierea capsulei posterioare, complicație normală a unui om care a făcut operație de cataractă. Domnule doctor, ne apropiem de finalul interviului și vreau să convingem oamenii care urmăresc această emisiune și au diagnosticul acesta și n-au venit la operație de teamă, de frică, e ochiul, se întâmplă ceva, au acest... Da. Îi oprește teama să vină la operație. Haideți să... aș vrea să vedem o fotografie pe care am pregătit-o noi, astfel încât să putem vedea ce vede un om fără cataractă și cum vede de fapt un om care are cataractă și ce pierde un astfel de o persoană cu această afecțiune dacă nu merge să se opereze. Priviți aceste imagini, cum este vederea normală. Luminositate, contrast, da. Și cum arată aceste flori. Diagnosticul de cataractă, da? Sau cataracta, nu are altă soluție decât operația. În dreapta aici se vede încă imaginea e foarte bună, deși este destul de blurată și luminozitatea e mică. Diagnosticul de cataractă, odată pus că trebuie operat. Deci nu există altă soluție, iar pacientul tot la operație va ajunge. Dar în alte condiții, cu alte riscuri, cu alte posibile complicații care nu sunt de neglijat. Necesită tratamente importante pe care trebuie să le aibă în vedere. Deci aici discuția este cu pacientul, pe care pacientul trebuie să audă opinia doctorului. În general, într-o astfel de situație, pacientul este foarte fricos, îmi face plăcere să chem și familia, adică un fiu, soția și așa mai departe. Să fie susținut bine. Poftiți? Să fie susținut, asta e ideea. Să fie susținut, pentru că în momentul în care tu ai, ți s-a spus că ai cataractă și că trebuie să te operezi, foarte mulți dintre pacienți deja nu mai știu ce li s-a spus. Sunt așa de pierduți încât nu mai știu de ce s-a întâmplat, ce mi-a spus, trebuie să mă operez, nu trebuie să mă operez. Atunci familia este acolo ca să-i susțină. Acolo, da, sigur. Pe lângă familia pe care poate să fie alături de pacient, le-aș da și argumentul acesta ca oamenii care amână această operație, nu știu câte primăveri mai sunt, dar primăvara e atât de frumoasă și ar trebui să fie văzută clar și bine, iar operația face minuni. Absolut.
Face minuni. Absolut. Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru toate aceste și încurajări și informații de care avem nevoie ca să știm să luăm deciziile cele mai bune. Sigur. Vă doresc multă sănătate și dacă doriți să reveniți la Speranța TV, eu vă invit cu mare drag. Asta ține de dumneavoastră. Și atunci vă promit că o să vă mai invit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sper că v-ați simțit bine la noi. Foarte bine, fără discuție.